De plăcere sau de nevoie, iată motivele pentru care piteștenii trec pragul bibliotecilor. Indiferent de motiv, un lucru este cert. Mii de persoane au utilizat în 2010 serviciile bibliotecii județene. Atrași poate și de confortul sălilor de lectură sau pentru că nu își permit să cumpere cărțile dorite, mii de piteșteni au devenit abonații bibliotecii. Aș vrea să vă spun că anul trecut l-am încheiat cu peste 13.000 de utilizatori înscriși. Este o performanță pentru o bibliotecă județeană și ne bucurăm să putem spune așa ceva. Cei mai mulți utilizatori vin tot din rândul tinerilor care frecventează o instituție de învățământ. Eu acum vreau să împrumut o carte de la Doru Davidovici, gen aviație, foarte drăguț. Și... Deci pentru că este pe lista obligatorie de la școală sau pentru că o vrei tu? Nu, pentru că vreau eu. Mai citesc tineri în ziua de azi, colegii tăi? Colegii mei, da, din fericire. Și bine că media se pare că mare majoritate nu mai citesc. Au apărut cărțile în format electronic, te atrag? Nu chiar, e destul de obositor cititul. Eu aș dori să împrumut cartea Singur pe lume, de Hector Malot. Îmi place foarte mult, este cartea mea preferată și cam atât deocamdată. De câte ori vii la bibliotecă într-o lună? Într-o lună spune cam de 6 ori. Destul comparativ cu alți tineri. Aș putea spune că e mediu. Eu iau Andrei Pleșu la Porțile Orientului și am adus literatură englezească. Aveți timp și de citit? 10. Încerc să-mi fac timp. Da, bani pentru cărți noi din librării sau? Mai puțin. Și atunci apelează la bibliotecă, da. Citesc în general tinerii foarte mult, în special elevii de liceu și studenții, dar un eșantion foarte mare reprezintă pensionarii care vin foarte, foarte des și număr cât mai mare de la o zi la alta. Ce preferă majoritatea cititorilor dumneavoastră? Se citește foarte mult literatură clasică, dar din ce în ce mai mult se cer noutățile care apar în librării și pe care cititorii noștri le caută la noi. Biblioteca încearcă să țină pasul cu tot ceea ce apare pe piață, așa că se fac achiziții de carte mereu. Cât despre concurența pe care o aduce viitorul, cărțile în format electronic, bibliotecarii nu se tem. Cât există interes pentru citit, este loc pentru toată lumea. Ele trebuie să coabiteze și cred că vor coabita multe, multe, multe zile, mulți ani și mulți zeci de ani de aici înainte, deci suportul scris și suportul electronic. Fără doar și poate, însă trebuie să punem amândouă lucrurile pe masa unui utilizator. Însă cred că cartea scrisă mare foarte multă istorie înainte.